Salutare prieteni, invitatea mea de astăzi este Simona Elena Bartiș. Mă bucur tare mult să ne vedem aici la Via Cluj TV. Bună ziua! Avem această discuție pentru că există un proiect foarte interesant de promovare a turismului local în Gherla. Cum s-a născut acest proiect? Proiectul s-a născut din inițiativa unei asociații și a unei firme private, Asociația Adventure Academy și Agenția de Turism Dor Travel. Practic, noi ne-am stabilit sediul la Gerla și am hotărât să creăm, practic, oferta turistică pentru acest oraș. Credem că datorăm orașului acest lucru pentru că noi suntem o agenție de turism și în momentul de față experiențele din Gherla trebuia să spună mai mult călătorilor. Bun, eu sunt pasionată de istorie, știu foarte multe lucruri despre Gherla, dar să ne punem în pila cuiva care locuiește în județul Constanța sau în Botoșani sau în caraș Severin și de prima dată despre această idee care îi se pare năstrușnică a face turism la Gherla. Ce putem vizita la Gherla? Gherla are o moștenire istorică foarte mare. Practic, Gherla s-a numit Armenopolis, Undeva din secolul XVIII, armenii s-au stabilit acolo și orașul baroc de astăzi se datorează acestei moșteniri. Practic, sunt peste 40 de clădiri care pot fi vizitate și care pun accent pe civilizația armenească și pe influența istorică pe care aceștia au avut-o, dar. Noi ce vrem să subliniem este că nu este doar despre moștenirea istorică, este și despre poveștile prezentului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi am reușit să facem această campanie de promovare la nivel de gherla, bazată pe ceea ce oamenii știu să facă în momentul de față pe practic resursele din comunitate și am coalizat această, această comunitate în a spune poveștile prezentului. Așa s-a născut povestea ceasului sau povestea berii sau povestea vitralilor sau povestea cafelei sau povestea ciorbe de huruț, povestea comunităților armenești actuale a, și a, a comunității maghiare sau a comunității a, românești de acolo, a comunității evrești, de exemplu. Deci, în concluzie, ne axăm și pe moștenirea istorică, dar ne axăm și pe poveștile prezentului. Bun, dacă am începe cu moștenirea istorică, cred că sunt destul de puține persoane care știu că actualul penitenciar este, de fapt, Castelul Martinuții, care a aparținut episcopului Gheorghe Martinuții, cancelarul Transilvaniei. Și chiar dacă este un penitenciar foarte temut, să spunem, are și o mică parte care se poate vizita, bineînțeles, cu celele prealabil la Administrația Națională a Penitenciarelor. Este vorba de camera în care erau executați foștii deținuți politici, un loc de pelerinaj, de preculegere spirituală în fața celor care au avut curajul de a înfrunta comunismul și care au plătit libertatea lor cu cel mai scump preț, cu viața lor. Dar, pe lângă acest lucru, am putea să mergem să vedem buricul pământului, nu? Vorbim aici de biserica, de catedrala armeano-catolică, pentru că chiar a avut episcopul ei, exarful ei, încă există chiar dacă are sediul la Alba Iulia, o biserică barocă dedicată comunității armenești, dedicată Sfântului Grigore Luminatorul și care are și un tablou care este Rubens, este atribuită lui Rubens și care este păstrat într-o capelă laterală. Însă ce mai putem vedea din această moștenire istorică? Desigur, cetatea Martinuții datează din 1540, secolul 16. Poate fi vizitată, cum ai, cum ai spus și tu, cu anunțare în prealabil. Este deschisă la ziua porților deschise, mai precis în momentul de față. Noi încercăm acum să, să o aducem puțin mai aproape de, de călători în toate perioadele anului. Este una dintre emblemele orașului. Catedrala armeano-catolică și școala Rubens, care practic se spune că de acolo provine coborârea de pe cruce, adică tabloul de care vorbeai, reprezintă una dintre, unul dintre simbolurile mari ale orașului. Gherla este și în centru orașului și practic marchează toată istoria armenilor. în. În afară de acest lucru mai este Parcul Elisabeta care um, este realizat um, se mai numește și Micu șombrun, dacă îmi permiți. Este, o legendă, este o legendă, da, este o legendă, dar cu siguranță este un parc organizat la fel ca și orașul. Aici fac o paranteză, orașul este uh, singurul oraș din România care este organizat la 1700 pe uh, după un plan prestabilit, adică cu străzi paralele și perpendiculare și la fel... Uh, Parcul Elisabeta este uh, organizat uh, după punctele cardinale. Legenda spune că cel care ar fi conceput Palatul Șombrun ar fi ajuns uh, în urma un, unei întâmplări nefericite să fie închis la Gherla și pentru a-și spăși o parte din pedeapsă ar fi proiectat și realizat acest parc. A adus, da, prin acest lucru în uh, comunitate acest simbol al orașului, până la urmă. Bine, mai sunt și alte monumente istorice care merită să fie uh, vizitate, cum e uh, Biserica Armeano-Catolică cea mică. Uh, apoi există fosta mănăstire romano-catolică, astăzi Biserica Parohială, care a fost uh, restaurată recentă cu ajutorul fondurilor europene și care arată minunat. Catedrala Greco-Catolică. Care, din păcate, a fost confiscată de comuniști în anul 1948 și care a fost dată bisericii ortodoxe. Nu e neapărat un model de restaurare parată destul de trist, așa cum a fost ea refăcută din perioada comunistă și după 1990, dar să sperăm că dacă va fi restituită proprietarilor de drept, ei vor ști să o repună în valoare așa cum trebuie. Mai sunt, după aceea, alte monumente istorice Casa cu Atlanți. Una dintre cele mai frumoase clădiri e Baroce, astăzi muzeu. Este muzeu de istorie, dar vă spun uh, acum că se lucrează la o nouă clădire pe, pe, pe acest muzeu, Casa Caracioni, practic, uh, um, care astăzi uh, um, găzduiește acest, această colecție impresionantă din, uh, din uh, cel ce s-a moștenit de la Imperiul Roman va fi mutată într-o altă clădire care acum este în reconstituire. Ai amintit despre Mănăstirea Franciscană care poate fi folosită, este în centrul orașului pe strada Bobâlna și eu aș mai aminti apropo de clădiri care sunt în momentul de față în proiect de restaurare și sinagoga. Sinagoga spune istoria comunității evreiești, este o clădire care despre care se poate povesti foarte mult. Practic, în Gherla au fost primiți, a fost primită comunitatea evrească și undeva de la 1903 s-a construit această, această, clădire care a adus Talmudul mai aproape de, de comunitate. Um, și aceasta este pe lista clădirilor care, care vor fi restaurate și va putea fi vizitată altfel. O clădire foarte frumoasă este cea în care a locuit cardinalul, fericitul cardinal Iuliu Hosu, fostul sediu al eparhiei greco-catolice de Gherla până la mutarea sediului episcopal la Cluj. Mai sunt și multe alte clădiri care merită să fie puse în valoare, inclusiv clădirile școlilor istorice din Gherla, care arată foarte, foarte, foarte frumos. Și mai sunt și tradiții neconstruite care au fost păstrate. Să le spunem celor care ne urmăresc ce înseamnă ciorba de hurut. Ciorba de hurut cu urechiușe, ca așa ai se spune um, tradițional, este o ciorbă specific armenească cu o rețetă um, tradițională, care se face în continuare de către comunitatea armenească și uh, practic care marchează sau duce mai departe alături de dansurile armenești pentru că și acelea uh, și de cântece, și de cântece uh, duce mai departe istoria armenilor uh, acolo. Este, sunt, este o ciorbă cu paste, dacă îmi permite să spun, dar nu aș vrea să diminuez eu v-aș invita să veniți să o gustați, să vedeți cât de bună este uh, urechiușele respective fiind pastele umplute cu cu, uh, puțină carne preparată și uh, supa respectivă se uh, face dintr-un amestec de iaurt și pătrunjel. Sunt uh, și alte elemente <coughs> ale culturii gastronomice locale. În apropiere de Gherla există o mică podgorie creată de familia Barabas în uh, Roșia. Roșia. Da, și Acolo putem să spunem că oamenii știu să producă unul dintre cele mai bune vinuri portocalii orange wine care este noua modă în acest domeniu este vorba de un vin din anumite suiuri albe care este preparat după tehnologia vinului roșu adică mustul este lăsat pe struguri să extragă tanin și alte oligoelemente de exemplu alte componente care dau valoare vinului din coaja strugurilor. Există și o prăjitorie de cafea, nu? Armenii oricum erau mm. pentru pasiunea pentru cafea. Da, da, da. așa am descoperit, ca să încep cu partea de vinuri, am descoperit și noi podgoria de la Fize Gherli și suntem încântați că ei s-au alăturat poveștilor pe care noi le spunem în momentul de față, poveștilor prezentului și au și cu ce să se de vinul fiind foarte bun. Iar povestea cafelei, într-adevăr, este spusă de cafeneaua Saga, în care în momentul de față să se produce o cafea de specialitate sau se servește o cafea de specialitate mai bine, mai bine, spus, care este extrem de bună. Este un loc foarte drăguț în care poți să citești, poți să te întâlnești cu prietenii, poți să savurezi cafea sau ce Mai există și producători din zona Gherlei care au bere partizanale, de exemplu. Da, amalgam și bere made din Câmpenești. Amalgamul este o bere care este produsă acolo, s-a deschis în prezent un local care arată și procesul tehnologic din spate și bere made din Câmpenești, care este un pic mai departe, dar tot în jurul ținutului fluturilor lui Albastru, adică a producătorilor locali din zona Pahita Mintiu-Gherli care, practic, produce o, o bere de specialitate foarte gustoasă. Iată, așadar, avem de toate hoteluri și pensiuni care sunt foarte drăguțe, unele dintre ele deschise și gestionate în stil toscan de către italieni, <laughs> da. aduc aminte de vechea Etrurie. Există o gastronomie locală care merită să să fie gustată. Există vin bun, există bere bună, există cafea. Sunt toate motivele să venim la ghiară. La mulțumesc tare mult pentru prezența în această emisiune și mult succes cu acest proiect de promovare a turismului local. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Prieteni, vă mulțumesc și vouă. Ne vedem pe net.